să înțeleg că sunteți de acord cu o căsătorie fără prietenie. Imaginez cu ce gând a fost scris rândul ăsta. Sau cât credeți că ar trebui să dureze prietenia sau cum se pot mă pot căsători cu o persoană pe care nu o cunosc, consider că este un risc. Eu consider că e un risc să-l cercetezi numai tu singură. Eu asta te-am învățat azi. În primul rând să-l întrebi pe Domnul care l-a cercetat de aproape și-l cunoaște: Doamne, ce părere ai despre dumnealui? Apoi să-ți angajezi și părinții și frații slujitori: măi, voi ce părere aveți despre omul ăsta? Fac casă bună cu el. Dar să crezi tu ca fată că îl vei cunoaște numai din întâlniri și de regulă în întâlnirile astea au loc atingeri. Apoi asta înseamnă să crezi că o piesă de teatru e adevărat. Mai ușor să crezi o poveste de-a locreangă decât asta. Asta nu înseamnă că n-ai voie să discuți numai tu cu el. Numai că în acele întâlniri, m-a întrebat odată un tânăr, zis: cât de mult pot să mă apropiu de o fată când vorbesc cu ea? Zic, să poți da pacea Domnului. Sau le spun altfel la unii: dar dacă stăm la noi doi într-o cameră, nicio problemă, numai să fie între voi o masă. Pe masă Biblia și să nu treceți peste ce-i scris. Nici la propriu, nici la figurat. Și atunci puteți povesti. Dar unii cred că pot povesti și să cunoască numai dacă stau unul lângă altul. Deci, în primul rând, cunoașterea înseamnă să angajezi și pe alții să te ajute să-L cunoști. Nu doar tu singur, că tu n-ai experiență. Crezi că poți să-L cunoști numai tu sau tu ca băiat în discuții cu ea, numai ieșind. Alea înseamnă cunoaștere? Nu. Ba din potrivă, după ce te apropii prea mult de o persoană, nu-i mai observi defectele. Le vei vedea numai după aceea, după ce hormonii se trezesc în dimineața de după nuntă. Atunci te uiți la ea: măi, asta-i, ce-am făcut? Păi, ai făcut